la Târgoviște. Nu știu dacă voi ați mai fost, dar eu nu mi-amintesc intrarea asta, de aceea vreau să-mi împrospătez informațiile. Cred că toată echipa e de acord, dar și voi, alături de Irina, că ne-am întâlnit deja cu Irina. Bună, draga mea! Bună din nou! Mă bucur că ne revedem în acest loc atât de încărcat de istorie, misterios pentru mulți dintre cei care poate nu l-au văzut. Ne invităm pe toți și ne aflăm chiar sub bolta de intrare. Eu sunt emoționată și un pic intimidată. Adică pe aici se trecea acum 600 de ani cu calul? Pe aici treceau Mingea cel Bătrân, Vlad Țepeș, Vlad Dracul, Neagoie Basarab, ne gândim la Mihai Viteazul, vedem călare cu mantie, da? Vedem, de exemplu, delegația împăratului Rudolf al II-lea, a venit să încheie un tratat aici. Mai trece timpul, cunoaștem și pe Neagoie Basarab, dar și pe mult mai cunoscutul Constantin Brâncoveanu. Deci suntem la curtea domnească. Suntem la curtea domnească, în casa voievozilor țării românești. Zeci și zeci de voievozi și-au trăit viața, au scris povestea lor personală, dar și a țării în care trăim și noi și acestui oraș pe care îl iubim. Așa arăta acum 600 de ani sau s-a modificat pe parcurs? S-a modificat. Inițial a fost o curte mai mică, dar așa cum omului îi place să se extindă, voievozii care au succedat după domnia lui Mircea cel Bătrân au extins-o. Și Petru Cercel, pe care poate mulți nu-l cunosc, dar la Târgoviște este... Și l-am văzut și la intrare aici, la Târgoviște este sub forma unui privilegiat bust. Da, sub forma unui bust și sub forma cele mai mari biserici din țara românească la vremea aceea, care avea 30 de metri lungime, o biserică impunătoare, în care chiar el apare foarte semeț alături de Brâncoveanu și țin împreună, ca un cadou oferit nouă tuturor, mancheta bisericii. Stai așa, să o luăm pe rând. Voievozii țării românești sunt scriși aici, dacă îi amintim pe câțiva. Cine e Mihnea Turcitul? Cine e Simion Movilă? Parcă l-am duce în Moldova. Mai știm numai celebritățile. Mihai Viteazul, Neagoie Basarab, Mircea cel Bătrân. Avem aici o listă. Ea poate fi extinsă, se pare că au fost chiar mai mulți. Dar până la urmă nu cred că numărul contează. Nu contează ce au lăsat în urma lor. Și dacă l-am găsit pe Mircea și este întemeitorul curții domnești și face aici o curte și l-aduce pe Mihail, ca un tată bun, îi construiește aici o casă domnească, o biserică. Îl vedem apoi pe Vlad Dracu și îl regăsim și pe el aici. Și se pare că din vremea lui avem simbolul. Care e simbolul județului Dâmbovița, al orașului nostru frumos? Tonul Chindiei. Se pare că Tonul Chindiei, da. Am trecut de intrare, pătrundem ușor în curtea domnească, ne punem ochelari pentru că altfel nu vedem nimic și aici, iată, ce se înalță. Biserica mare a curții domnești, care ne impresionează pe noi astăzi, dar care impresiona încă de acum 300 de ani cel puțin, când un călător care vine tocmai din Alep este impresionat de cât de mare, de impunătoare, ce interior deosebit avea, cum pe un balcon care îi permitea domnitorului să coboare și în biserică, dar în același timp pe un pod mobil să se ducă în palatul lui. Adică avea un loc secret prin care din patul în care dormea, fără să-l vadă nimeni, putea să vină să se roage în biserică. Și se întâmpla la 1584. Cu turistul din Alep ce s-a întâmplat? Turistul a rămas aici, chiar, l-au adoptat. Nu chiar, nu? Era chiar fiul de mitropolit, îl însoțea și oficial, dar și neoficial cumva, și scria poveștile acestea care au ajuns până la noi. Și el ne spune povestea aceasta, dar înainte de povestea aceasta, curtea domnească este asediată de turci. Și noi vedem astăzi o rămășiță a acelei... Unde? O vedem în turn, o ghiulea din fontă, în registru superior. Noi acum, dacă ne uităm amândouă, după bradul acesta, în peretele bisericii, la un moment dat este ceva negru acolo. Da? Este chiar ghiuleaua, mărturie din 1595.